domnilor consilieri, a fost convocată astăzi prin dispoziția primarului numărul 850 din 2017, în ședința ordinară a Consiliului Local Comunal. Fiind prezentă mare majoritatea consilierilor, se poate începe ședința și vă rog să faceți plăcere pentru că ședința de ședință. Cine propune? Domnul Văsiu, domnul Artan Adrian. Și pune la vot, cine este pentru? Da, dacă ați luat la mașină să procese toate anterior. O să dăm citire ordinii de zi. Primul proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Bacău. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pe raza UAT Coțofănești și la punctul 5. Probleme diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, supunem la vot. Cine este pentru? Da, cine deci patru în unanimitate? Eu totuși aș veni cu o propunere înainte de începerea ședinței și a punctelor cu ordinea de zi, să ținem un moment de recunoaștere pentru un fost coleg consilier. Da, era în atenția mea. Da, stați. Gata, asta sunt cu ordinea de zi. A votat, da? Da. Domnilor consilieri, televiziunea care de fiecare dată este aproape de noi, exclusiv TV, pentru că încheiem un an 2017, este ultima ședință ordinară a Consiliului Local din 2017, după ce o să prezint un bilanț cât de cât al mai suma, dacă vreți, rezumativ al activității 2017, înainte de aceste lucruri, domnul consilier spunea că mai avea ceva, deci nu era ca ordine de zi. Vrem să ținem un moment de reconectare pentru cel ce a fost, nu vine greu să folosesc cuvântul a fost, cel ce a fost consilier local aici în cadrul Consiliului Local, cetățean al Comunii Coțofănești al satului Boșan, un om extraordinar, un om de o generozitate ieșită din comun, un om care avea o inimă cât roata carului și un om pentru care eu am avut un profund și deosebit respect și bănuiesc și dumneavoastră. Este vorba de Andrei Ioan. A decedat acum două zile. Mâine este în mormântare la ora 12. Cine dorește, poate să vină. Iar astăzi, după ședința aia, vă rog să parcurgem punctele mai pe repede înainte, ca să zicem așa, că toți folosește termenul ăsta, și să mergem cu urmărare cine dorește și am dat comandă și cu și pentru voi. Și acum, vă rog să păsăm un moment de recolectare. Mulțumim. Dumnezeu să ierte. Da, și acum să trecem la ordinea de zi. Da, primul punct, da? Da. Da, o să trec la un rezumat al activității 2017, după ce mă epuizăm punctele, și o să trecem la primul punct, nu înainte de vă ura și de a vă spune la mulți ani cu ocazia zilelor Crăciunului care s-au terminat de ieri. Și la urmă să vă urez pentru nou an 2018. Și trecem la primul punct. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.
Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru Salgu Zeare Bacău are ca scop înființarea, organizarea și reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comuna serviciilor de salubrizare pe raza de competență a unităților administrative teritoriale membre, precum și realizarea în comuna unor proiecte de investiții publice în interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și dezvoltării după caz a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de bază, de bază, strategie, dezvoltare a acestuia. În urma adresei ADIS Bacău, numărul 2796 din 20.12.2017, a fost înregistrată la Consiliul Local al Comunei Poțonesc, numărul 6856 în 21.12.2017, precum propunerea privind adoptarea unei hotărâri privind cuantumul cotizației anuală la patrimoniul asociației aferent anului 2018. Având în vedere necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului managementului integrat al deșeurilor în județul Bacău și posibilitățile de finanțare de la nivelul diverselor unități administrative teritoriale, se consideră necesar ca la patrimoniul asociației cotizația să fie stabilită în mod diferențiat după cum urmează. Pentru județul Bacău, adică pentru municipiul, nu, pentru județul Bacău, spune un milion lei, adică per total. Pentru municipiul Bacău, 600.000 lei, pentru municipiul Onești, 100.000 lei, pentru municipiile Moinești, orașele Buhuș, Comănești, Dărmănești, Târgu Ocna, 40.000 de lei, pentru orașul Slănic, Moldova, 10.000 de lei, pentru comune cu populație sub 3.000 de locuitori, 3.000 de lei, pentru comune cu populație mai mare, între 3.000 și 5.000 locuitori, 5.000 de lei, ceea ce și cazul nostru, aici ne încadrăm noi. Pentru comune cu o populație între 5.000 și 10.000 locuitori, 6.000 lei, pentru comune cu o populație peste 10.000 locuitori, 7.000 de lei. Având în vedere cele anterior menționate și rolul pe care îl are Comuna Poțovănești în ceea ce privește atribuțiile asociației pentru pregătirea și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitară a programului de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului de utilități publice, a programelor de înființare a unor sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului conferite de legea numărul 51 pe 2006, privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificări și completări ulterioare și de articolul 16 alinea 3 litera A din statutul asociației, supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2018 la patrimoniul asociației de dezvoltare intercomunitare pentru salubrizare Bacău. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, o să dau citire și proiectului de hotărâre. Nu o să mai vin cu preambulul, deci cu baza legilor care reglementează ceea ce propune spre aprobare ca și proiect de hotărâre și o să vin la articolul 1. Propun spre aprobare cotizația anuală la patrimoniul asociației de dezvoltare intercomunitare pentru salubrizare Bacău un cuantum de 5.000 de lei. Deci în bani vechi înseamnă 50 de milioane anual pe an. Articolul 2. Se mandatează domnul Ivănescu Gheorghe, având calitate de reprezentant al unității administrative teritoriale în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1 din prezenta autorire, precum și după cum urmează. Și aici se înșiruiesc aceleași lucruri, județul Bacău per total, după care municipiul Bacău, municipiul Onești, municipiul Moinești, și după care vin orașele Comănești, Târgu Ocna, Dărmăneștiu și Buhușul. Prezenta hotărâre la articolul 3 va fi comunicată primarului Comunei Poțovănești persoane nominalizate la articolul 2 în speță domnului consilier Ivănescu Gheorghe, Asociația de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, deci la cunoștința cetățenilor. Aici o să vedeți adresele la ADIS de la Bacău, în care ne înștiințează despre această propunere de hotărâre pentru cotizația pe anul 2018 și un raport care raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru 2001 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare din Comunitatea pentru Salubrizare Bacău, care specifică aceeași treabă. Deci, repetă cuantumul cotizației pentru fiecare municipiu, oraș, comune, în funcție de numărul de locuitori. Dacă dumneavoastră aveți ceva anume a mă întreba, eu vă pot
să vă răspund, vă stau la dispoziție, domnul președinte. Mulțumesc. Comisia Economică avizează proiectul favorabil. Supunem la vot cine este pentru. Nu aveți discuții, dacă Alex nu ați întrebat. Ce discuții s-a dat? Un amendament. Aș vrea ca ceilalți să înțeleagă că sunt în slujba comunității, comunităților, consilierilor locale care participă cu bani la veniturile dumneavoastră. Adică să nu mai vină dumneavoastră ca o putere peste consiliul. Să-ți impună forța. Aici e problema. Asta e o chestie care... Știți, noi am mai încercat. Aici e problema. A venit și delegatul lor aici, tot am avut. Așa, cât suntem membri, cât cotizăm, să fim respectați ca și membri și să țină cont de faptul că, de fapt, ei ne reprezintă pe noi și nu firmele cu care fac contract pentru colectarea deșeurilor. Aici toate chestii. Da. Asta ar fi bine. Bine, știu că puterea noastră se limitează. Dar totuși un amendament acolo putem să... Acum, ce pot să vă spun? Vă spun următorul lucru. Noi, ca și Consiliul Local, am... Am aderat, eu sunt de acord. Am fost printre primii, care am. Noi ne-am exprimat opțiunea de a fi membri adici și nu e rău. Și nu e rău. Nu e rău pentru faptul că efectele încep să se vadă. Încep să se vadă pentru că nu mai sunt acele atâtea gunoaie aruncate, peturi, hârtii și așa mai departe, pe toate pâraiele, pe toate drumurile și pe toate locurile virane. E un lucru foarte bun, dar să știți că e un lucru firesc ceea ce spunea domnul consilier Voico. Deci toate ceea ce ridicați dumneavoastră, problemele pe care vă ne mulțumesc în ceea ce privește activitatea ADIS-ului, este foarte bine ridicate, iar domnul consilier Ivancescu Gheorghe, domnul director de școală, prin ceea ce ridicăm noi aici ca și probleme, dumneavoastră are menirea și are și atribuțiile sau atributul de a merge acolo și de a spune ce ne mulțumește. Eu v-am spus că ultima ședință la care am fost eu, adică n-am mai fost chemat domnul consilier care ne reprezintă, care reprezintă Consiliul Local, am fost eu, pentru faptul că erau chiar grave nemulțumiri în ceea ce privește ridicarea și colectarea gunoiului, dar erau grave și, cum să vă spun eu, era această asociație era într-un impas, v-am explicat eu. Era chiar cu gândul de a nu mai ridica gunoaiele. Pentru faptul că Moinești, municipiul Moinești și Dărmănești, orașul Dărmănești, au refuzat să mai plătească, să plătească și aveau niște datorii foarte mari și nu numai ei, aveau și comuni cu datorii foarte mari. Mă scuzați, la Moinești chiar au un contract cu altă firmă de colectarea deșeurilor. Da, am înțeles că s-au... Am văzut chiar la realitate, l-am văzut pe domnul Seto, ridicând problema asta într-o seară în serviciu. Da. Ei, în schimb, au un proces pe rolul instanței judecătorești. Și odată ce au semnat un contract cu ADIS-ul, un contract, nu știu cum poate semna un alt contract cu altă firmă. Da, nu știu. Dar e problema lor, e bucătăria lor, chiar nici nu ne interesează pe noi, dar noi acolo am discutat problema, pentru că ei erau nemulțumiți în ce sens. Că de o parte aveau dreptate, dar ar fi vrut ca aceste gunoaie să ridice la greutate, adică la tonă. Ceea ce este cam greu, adică stai cu cântarul în fața porții omului și cântărești gunoaiele. Normal și firesc ar fi atât, dar dom'le, câte gunoi îți dau, atâta să plătesc. Ei aveau dreptate în felul lor. Dar, până la urmă, noi am spus că suntem de acord în principiu cu forma care este. Probabil, pe parcurs, se vor găsi măsurile, știu eu, cele adecvate în a ridica gunoiul și plata gunoiului după cât gunoi dai la mașina. Pe de altă parte, ce aș putea să vă spun? Să vă spun că ar trebui, bine, o să vină timpul când va trebui ca aceste deșeuri să fie date, să fie selectate, adică să fie hârtie la hârtie, pet la pet, sticla la sticlă, ce mai dăm noi acolo, trebuie date selectiv, vor fi preluate selectiv și nu prea altfel. Și vă spuneam în altă ședință anterioară, pentru că ei erau nemulțumiți cu agenții economice. Agenții economice nu au făcut contracte. Eu țin să vă reamintesc. Și, pentru că e sfârșit de an și începutul de an 2018 va veni peste câteva zile.
Și să vă reamintesc că în 2018 nu mai pot semna nicio autorizație de funcționare fără a avea contract de gunoi semnat. Că vreți dumneavoastră să funcționească în continuare fără autorizație funcționare, e problema strict personală a dumneavoastră. Eu, ca și unitate administrativ-teritorială, vorbesc de OATM de primarul comunii, dar prin primarul comun și în puternicițele acestea, putem să dăm amenzi și putem să sistăm activitatea anumitor agenții economici, neavând care nu au autorizații funcționare, clar. Și noi mai avem și alte atribuții, pe care le-am spus, putem controla facturile, prețurile, curățenia din magazine, felul unde depozitați gunoiul, până vii la mașina. Sunt multe și multe aspecte care uneori vrea să doresc la anumite agenții economici. De ce să nu recunoaștem? Dacă o luăm așa, uitați-vă drumul de la care duce spre punte. Noroc că am pus un băiat de la ajutor social. Și, nu, adică, nu că aș ține partea la cei de la ajutor social, dar n-ar fi atribuțiunile celor de la ajutor social. E agentul economic. Nici nu normal să fie așa. Uitați-vă de acolo, de la punte, de la Râul Bârca și până la fântâna care i-am pus acolo, aproape de biserică, este plin de gunoaie, de hârtii, de bidoane, de pahare de cafea și așa mai departe. Nu se poate așa ceva. Dimineață, ca și agent economic, și eu am fost agent economic, am fost reprezentat al unități economice, dar vă spun, aveam o grijă de curățenie extraordinară. Dimineață găseam un băiat, îi dădeam o țuică, sau dădeam ce îi dădeam, un pachet de țigări și îmi făcea două, trei zile și mi-a adunat toate în mizerie. Eu n-am, așa făceam eu, să știți foarte bine că timp am. Acum trebuie să mă rog de agenții economici să-și adună hârtile și păi, mașina ți-l ridică, dar tu trebuie să ai grijă să nu fie împrăștiate, să le aduni. Vine mașina când joia și ți le ridică. Deci de asta, cu toate astea am pus un om pentru faptul că am zis că na, nu s-o duce agentul economic până la punte să le adună. Și românul nostru este necivilizat în ceea ce privește chestia bunoaielor, pentru faptul că ia pachetul cu Eugenia așa la bucuit și îl desface peste 10 metri mai la deal. Și o arunc mai la deal. Acum nu pot să-l trimis toată strada asta. Dar măcar 20 de metri la deal și 20 de metri la vale de unitatea ta economică, de unde îți desfășori activitatea, ca și patron, ca și șef, ca ce vrei să fii, trebuie să-ți faci, ordine. Și lipsește cu desfășire coșurile de bunoi. De ce să nu... Singurul agent de economie spune, dar să nu greșesc, rog să fiu scuzat dacă greșesc, la Cojocaru am văzut o chestie extraordinar de frumoasă și frumos, curat. Mie chiar îmi place, acea unitate, o dau etalon. Aici sunt unități care sunt puțin, dar la Cojocaru... Dimineață, el personal face curățenie, tică dimineață. Îmi place la omul, a pus poși de gunoi, l-a legat cu lanțul să nu vedează, nu-i fure, a pus grese de la intrare din stradă și aia. E o unitate cu care vă spun, nu ți-e rușine să intri în ea cu oricine și nu ți-e frică să consumi ceva de acolo. Așa. Și adică, ce spune și curățenie. Acum ne uităm la termenul de valabilitate, că poți să fii unitatea foarte curată și să ai produse cu termenul de valabilitate expirat. Îl ajută și zona și locuitorii care da, într-adevăr, sunt mai civilizați. Da, dar locuitorii putem, consumatorii, ca să nu zicem locuitori, că nu toți vin acolo, îi putem conștientiza și civiliza. Ai l-ai văzut de mânicuță și flăcău. Ia de loc cărtuța de jos și pune-o cu un coșul de gunoi, dacă ai. Dacă n-ai, îi poți să-i spui să o ia în buzunar, să o duc acasă. Adun. Da, eu atât am văzut la dimensiune. Mulțumesc. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și închirierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri de sul Bacău. Expunerea de motivul la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și închirierii contractului de delegare pentru concesionarea a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe bază de competența unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și dezvoltării după caz a sistemelor de utilități publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. În urma adresei ADIS
numărul 2796, din 20-12-2017. A fost legislată la Consiliul Local al Comunei Coțofănești sub numărul 6856 din 21-12-2017, propunerea privind adoptarea unui hotărâri privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor deșeuri al județului Bacău. Având în vedere prevederile contractului de finanțare, numărul 131.826 din 11.04.2011, încheiat între Consiliul Județean Bacău și Ministerul Mediului și Pădurilor, în vederea implementării proiectului Sistem Integrat de Management și Deșeurilor Solide în județul Bacău, cunoscând prevederile documentului de poziție, precum și a actului adițional numărul 1 și a actului adițional numărul 2, în documentul de poziție, precum și prevederile planului anual al evoluției taxelor și tarifelor pentru proiectul SIMTS. Menționez că potrivit statutului Asociației Județului va fi beneficiarul proiectului devenind proprietarul tuturor bunurilor realizate prin investiții în cadrul proiectului care sunt componente de ale infrastructurii aferente serviciului și care deservesc mai mulți asociați. Având în vedere cele anterior menționate și rolul pe care îl are județul, municipiul, orașul, comuna, Coțofănești în speță, în ceea ce privește atribuțiile asociației pentru pregătire și aprobare strategiei de dezvoltare, într-o concepție unitară a programului de reabilitate, extindere și modernizare a sistemului de utilități publice existente, a programului de înființare a unor noi sisteme, precum și a programului de protecție a mediului, conferite de legea numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificări și completări ulterioare și de articolul 16 alinea 3 litera A din statutul asociației supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de legare privind prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Inițiator proiect Viorel Olariu, primarul Comunei Coțofănești. Și acum îți dau citire și raportului. Raport privind la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor deșeurilor județul Bacău. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Solidarizare Bacău are ca scop inițiarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea. Se repete aceeași chestiune din primul punct pe care la prima expunere. Urma adresei a zis aceeași chestiune, cunoscând prevederile documentului de poziție, precum și cele două acte adiționale, actul adițional numărul 1 și actul adițional al unilor, de cele mai sunt ca necesare, vedem ca necesare inițierea proiectului privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de legare prin concesionarea a gestiunii serviciului de operare a instalației deșeului județul Bacău. Aici o să dau citire și proiectului de hotărâre, privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri județul Bacău. Nu o să mai citesc chiar preambulul și o să vă citesc pe articol. Am unde de adresa Asociației Dezvoltare Intercomunitară de Solidarizare Bacău, numărul 2796 în 20-12-2017, înregistrat la Consiliul Local al Comunii Coțofănești, numărul 7856 în 21. Având în vedere prevederile, și aici sunt o parte de legi și hotărâri. Prevederile articolului 116 din alinia 3 din legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile ale serviciului numărul 100/2016 cu modificări și completări ulterioare. Decizia CNSC numărul 1930C/C/ 1812 din 11-11-2015, hotărârea Curții de Apel Bacău numărul 1447 din 12-02-2016. Decizia CNSC numărul 1260/C1/1348/2016, hotărârea Curții de Apel Bacău numărul 1992 din 14.09.2016, decizia CNSC numărul 2549/C1/3019 din 04.10.2017, adresa ADIS Bacău numărul 2287 din 01.11.2017. Vădând expunerea motivă a primarului Comunii Coțofănești Viorel Olariu, raportul numărul 673 din 22.12.2017 al domnului Manea Vasile, secretar comună, precum și rapoartele comisiilor specializate ale Consiliului Local
al Comunei Coțofănești, în temeiul articolului 13, alinea 36, alinea 2, litera D, alinea 6, litera A, punctul 14, alinea 9 și al articolului 45, alinea 1 și al articolului 115, alinea 1, litera B și alinea 3 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215-2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, propun spre aprobare. La articolul 1. Se aprobă atribuirea contractului privind delegarea pentru concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri județul Bacău către asociația SECECO Sud S.A. Bacău, lider al asociațiilor SC Hike Sporting S.A. București și SC Anduna Servimob SRL București. Articolul 2. Da. Se aprobă propune spre aprobare contractul privind delegarea prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri a județului Bacău, prevăzut în anexa care face parte integrantă în prezentă autorilor. La articolul 3 se propune spre mandatare reprezentantul Comunii Bucovănești domnului Vărcescu Gheorghe să voteze în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru stabilizarea Bucov aprobarea celor prevăzute la articolul 1 și, și 2 din prezenta hotărârea. Articolul 4 se împuternicește Asociația Dezvoltare Intercomunitare pentru Stabilizare Bacău, ca numele și pe seama Comunei Coțofănești să încheie contractul privind delegarea prin concesionarea gestiunii serviciului de operare și instalațiilor de deșeuri județul Bacău cu cele două societăți mai sus menționate. La articolul 5 propunem spre aprobare virarea taxei speciale de stabilizare conform planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor în conformitate cu mecanismul financiar pentru plată prevăzută în documentul de poziții și actele adiționale numărul 1 și 2 ale acesteia. La articolul 6 prezentă o hotărâre ce se va lua, se va fi comunicat primarul Comunei Coțofănești, Asociația de Dezvoltare Comunitară pentru Stabilizarea Bacău, proiectul prefectul județului Bacău și va fi adus la cunoștință publică conform legii. Aici sunt adresele care însoțesc materialele de ședință pe care le-am făcut. Și ăstea nu le dau citire, că în urma acestor materiale am propus spre hotărâre. Și aici este contractul de delegare. Cred că, virgulă, comisia de specialitate le-a studiat, pentru că sunt foarte frumoase, și a luat la cunoștință. Și dacă e vreo problemă, o să informați, o să informați pe domnii consilieri, colegii dumneavoastră. Pe mine nu, că sunt informat, doar dacă vreți ceva clarificări. Ceea ce vreau să spun, adică să rezum, este faptul că domnul Ivancescu Gheorghe, consilier în cadrul Consiliului Local Coțofănești, este reprezentantul meu în adunarea generală a DIS Bacău și dumneavoastră, deocamdată, ei vin cu propunerea cu cele două societăți, nu-ți bătute în cuie. Dar bine, au făcut chestia asta, au făcut-o în urma procedurii de achiziție publică, că n-au făcut așa, a ales păși de a fost neproace nouă de cei de la București, de Anduna și cei Haider, cum se numește societatea. Deci, urma unor achiziții publice, care, dumnealor, fiind reprezentanții consiliilor locale din județul Bacău, vor fi mai bine informați acolo, să vor prezenta situația în mod detailat și dumnealor, în cunoștință de cauză, vor vota ca și reprezentant al Consiliului Local Coțofănești domnul Ivancescu și ceilalți al consiliilor locale respective. Despre asta este vorba. Dacă dumneavoastră aveți ceva întrebări, aici chiar că nu știu ce să putea întreba. Da, da. Știu, poate aveți înăcărere. Comisia economică, da, disfavorabil, supunem la vot cine este pentru. Da, nu mai citesc dumneavoastră, că trec eu direct. La punctul 3. Spunea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului la partea de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Având în vedere prevederile legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale și modificări și completări ulterioare, legea bugetului numărul 339/2016, având în vedere adresele de la AJFP Bacău numărul 2966 din 07/12/2017, 3090 din 20/12/2017, adresa Consiliului Județean numărul 21.844 din 18-12-2017,
prin care ne transmit influente, respectiv diminuări ale bugetului local, prin, având în vedere încasarea unor impozite în plus față de programul propus, vin cu rugămintea de a se aproba proiectul de hotărâre de astăzi, 28/12/2017. Inițiator de proiect, primarul comunei Coțofănești. Și vin cu raportul de specialitate al doamnei contabile, care este economist în cadrul primării comunei Coțofănești, UAT-ului, mai mult, cum să zicem, subsemnată de Comiu Iulia, contabil Coțofănești de județul Bacău, în vedere legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, legea numărul 6/2007 a bugetului de stat pe anul 2007, adresele de la AJFP Bacău, numărul 2166 în 07 a 12/2017, 3090 din 20/12/2017, adresa Consiliului Județean, numărul 21844 din 18/12/2017, prin care ne transmit influente, respectiv diminuarea ale bugetului local, având în vedere încasarea unor impozite în plus față de programul propus, rog aprobarea în ședința de Consiliu rectificarea bugetului local, după cum urmează. La partea de venituri, se suplimentează cu suma de 46.000 de lei la capitolul 11.02.02, sume de falcate în livrarea pentru finanțarea cheltuielor de personal a unităților învățământ preuniversitar. Se suplimentează cu suma de 7.190 lei la capitolul 040204, sume alocate din cote de falcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetului local. Se suplimentează cu suma de 20.000 lei la capitolul 040204, sume alocate din impozit pentru pe venit pentru echilibrarea bugetului local. Se diminuează cu suma de 3.000 de lei la capitolul 11.02.06, sume de falcate în DVA pentru echilibrarea bugetului local. Se suplimentează cu suma de 10.000 de lei la capitolul 30.05, venituri din concesiuni. Se suplimentează cu suma de 15.000 de lei la capitolul 42.34, subvenții pentru acordarea ajutorului social. Asta a fost la capitolul venituri, la partea de cheltuieli. Se suplimentează cu suma de 35.500 la capitolul 51.02 bunuri servicii. Se suplimentează cu suma de 66.000 lei la capitolul 65.02 învățământ, cheltuieli și salarii, cu salariile. Se suplimentează cu suma de 15.000 de lei la capitolul 68.02 asistență socială, ajutoare sociale de impact pentru încălzire. Se suplimentează cu suma de 19.190 lei la capitolul 70.02 servicii de dezvoltare bunuri servicii. Se diminuează cu suma de 8.500 lei capitolul 61.02 protecție civilă cheltuieli cu bunuri servicii. Se diminuează cu suma de 20.000 lei la capitolul 65.02 asistență socială cheltuieli cu tichete sociale. Se diminuează cu suma de 3.000 de lei la capitolul 70.02 cheltuieli și bunuri servicii. Se diminuează cu suma de 9.000 lei la capitolul 84.02 drumuri și poduri cheltuieli cu bunuri și servicii. Și o să dau și citire proiectului de hotărâri, în care la articolul 1 se propune ceea ce vă spuneam la partea de venituri și la partea de cheltuieli, ca să nu mai repet o dată. La articolul 2, prin grijă domnului secretar, prezenta hotărâri se va comunica Institutul Prefectului de Bacău, primarul comunei Coșorești, Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Consiliul Județean Bacău, compartimentul financiar contabil și va fi publicată prin afișare la sediul Consiliului Local al Comunei Coțofănești. Aceeași treabă în parte de hotărâre și aici sunt adresele de la ANAF și de la Consiliul Județean. Două adrese de la ANAF, da, și unul la Consiliul Județean, ceea ce vă zis. Deci, e vorba de ceea ce v-am și citit în material, e vorba de echilibrarea bugetului local. S-a luat din, s-a suplimentat încă o parte la partea de venituri și la partea de cheltuieli au ieșit. A trebuit echilibrat pentru încheierea anului. Prea mult așa, domeniul cifrelor și a contabilității, nu sunt prea mult, stai prea mult. Dar avem doamna contabilă la dispoziție, dacă aveți ceva. Oricum, important este că încheiem un an în care ne-am luat salariile lună de lună și în care am rezolvat probleme de investiții ale comunei și celelalte. Deci bugetul, v-am mai spus, bugetul de, sunt două bugete. Bugetul de funcționare, care intră și salariile dumneavoastră, noastră și tot ce trebuie, tehnica de calcul reparată, tot ce avem în hârtie, toate
adunături, buget de funcționare, plata curentului electric, stradă, da? Și este bugetul de investiții, o chestie. Deci, și noi încheiem un an destul de bun. Da, sau să vă spun la asta și pe da. Comisia Economică de la vis favorabil, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă se abține în unanimitate. Da, cu permisiunea domnului președinte, trec la punctul 4. Expunere de motive la proiectul de hotărâre prin organizarea rețelei școlare pe baraza administrativă teritorială a Comunii Coțovănești. Domnul consilier, în proiectul de hotărâre de față am propus organizarea rețelei școlare în comuna noastră, atribuție dată în competența autorității deliberative locale, adică deliberative înseamnă Consiliul Local, prin articolul 19 alinea 2 și articolul 61 alinea 1 din legea numărul 1 pe 2011, legea educației naționale. Pentru aceasta este însă nevoie de avizul obligatoriu a Inspectoratului Școlar Județean, care a fost emis cu numărul 12720 din 15-12-2017 și transmis Consiliului Local. Prin urmare, supun dezbatere proiectului de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat astăzi 28-12-2017. Și aici este un raport la proiectul de hotărâre în organizarea rețelei școlare pe raza administrativă teritorială a Comunii Coțovănești Bacău, subsemnatul Manea Vasile, secretar al Comunii Coțovănești Județul Bacău, la proiectul județul Bacău, la proiectul de hotărâre înaintea de domnul Viorel Oreanu, primarul Comunii Coțovănești, are următoarele. În conformitate cu prevederea articolului 19 alineat 4 și articolul 61 alineat 2 din legea numărul 1/2011, legea educației naționale, Consiliul Local de Hotărâre, deci, aprobă rețeaua școlară din UAT în baza avizului conform dat de Inspectoratul Școlar Județean. În urma solicitării noastre, mi s-a emis avizul conform prevăzut de lege cu numărul 12720 din 15-12-2017 de către ISG, Inspectoratul Școlar Județean Bacău. La proiectul de hotărâre a fost cuprinsă rețeaua școlară, așa cum a fost ea avizată de Inspectoratul Școlar Județean. Având în vedere că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de fond și formă prevăzută de lege, aceasta poate fi supusă aprobării Consiliului Local. Și o să dau citire și proiectul de hotărâre. Nu mai vin cu partea de motivația legală și o să vin la articolul 1. Se propune spre organizarea liceu școlar pe raza Comunii Coțovănești de Bacău, valabil în anul școlar 2018-2019, deci vorba de anul care va veni. După cum urmează, școala gimnazială, satul Coțovănești, Comuna Coțovănești, strada principală, numărul 408, telefon, e-mail și fax, așa, spune așa, școala primară cu, așa, școala una, a doua, școala primară cu sat Bâlca, Comuna Coțovănești, cu telefonul de rigoare. Școala primară, sat Tămășoaie și grădiniță cu program normal în sat Borșan. Deci mai puțin Borșan, în care avem numai grădiniță, mai avem și școală. La articolul 2, din grijă secretarului, această hotărâre va fi transmisă prefectului județului Bacău, inspectorul școlar județean, unităților școlare prevăzute la articolul 1, cele 4 de care povesteam, și biroului buget contabilitate în aparatul specializat al primarului Comunii Coțovănești. Este vorba de doamna contabilă. Să vedem dacă mai avem. Aici cred că urmează adresele proiectului de aceeași chestiune. Și aici sunt adresele de la inspectoratul școlar județean Bacău. Și aici felul cum au văzut ei, este avizul lor din 15-12-2017, avizul ISJ-ului. Noi am putea veni cu anumite chestiuni, dar nu e nevoie, pentru că noi avem 3 școli funcționale și chiar eu am fost cu serbările de pom de iarnă la școală, la Bârca avem vreo peste 100 de copii, vorbesc de cei preșcolari și școlari, la Tămășoaia avem peste 100 de copii preșcolari-școlari, la Coțofănești, datorită celor două școli, materia primă, adică vorbesc de elevi, sunt asigurat, mai puțin în Borșan, unde avem o grădiniță în care avem numai 11 copii. Deci 11 copii la grădinița de la Borșan. Bănuiesc că erau prezenți toți. Vor fi mai mulți de 11? Erau toți prezenți. Deci singura chestiune. Deci nu poți să ai pretenție. Am să vă dau un exemplu. De exemplu, Urecheștiul a avut pretenții să-i funcționeze două școli și funcționeze Cornățeală. În schimb, n-au număr de elevi. În cazul în care n-ai număr de elevi, așa cum prevede programa școlară, Consiliul Local... Nu, nu, nu. Atenție.
Consiliul, poți funcționa și cu un or mai redus de rol de 22. Să ai ce? Consiliul local este obligat să asigure salariile și transport și toate absolut, da. Și nu are sens. Adică mă duc la Borșan să fac școală 1-8, când tu nu ai decât 11 copii și aia, adică ar fi, ar însemna să ne tăiem singur crape sub picioare, să dăm niște bani care... Odată ce avem microbuză școlar care îi transportă, comuna noastră fiind o comună foarte adunată, e cea mai adunată. Treci din, într-o oră, treci în toate satele. Pe jos vorbesc. Pe când Ureghești e mai... Răzneți. Mai întinsă. Căiuțul nici nu mai vorbim, duci până la prale 15 km, duci până la peste apă. Așa, și Bucium, băi, așa, adunat ca mai. Bucium, băi, Bucium și Răcău. Deci, eu zic că e bine gândit de ceva școlară, din punctul de vedere al meu, cel puțin, și de astăzi sunt de acord cu ea, chestia asta, avizul ISJ-ului. Vreau Comisia Economică, de avizul, de învățământ, pardon, scuzați. Comisia a luat în dezbatere raportul și propune să fie adoptată în forma în care a fost prezentat. Da, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă se abține unitate de voturi. Acum aș tot să încheiat și vă mulțumesc pentru operativitate, pentru faptul că vrem să mergem pe urmare și încă o dată propun să mergem împreună cei care pot și care îmi doresc, bineînțeles, să mergem la pulmonare la celor care mai e în viață, la domnul Andrei Ion. O să vă fac un scurt rezumat, deși o să-l fac la raportul primarului din ianuarie 2018, să dea dumneavoastră să ajungem cu bine până atunci. Un scurt rezumat, încheiem un an. Zic că a fost destul de dificil. De dificil un an 2017 din foarte multe punte de vedere. La Regeau, și mă, bineînțeles, mă refer la primărie, au avut probleme de sănătate cu personalul, am avut personal incomplet. Am avut chiar, cred că, cam 80% au fost cu probleme de sănătate, internat, operați și așa mai departe, personal incomplet. Totuși, în genul anului 2017, cu realizări destul de importante. S-au terminat, finalizat asfaltările, apa de la Tămășoaia, aducțiunea cu apă, s-au făcut niște lucruri. Grădința de Bâlcă este scoasă la licitație, deja s-a câștigat licitație, este vorba de o societate de la Azjubi, vorba de domnul Carabula, dar nu știu cum numește societatea. Imediat cum va prinde o fereastră bună, va începe lucrările de construcție, pentru că e necesar, la Bâlcă e necesară grădință, pentru că, v-am spus, peste 100 și ceva de copii, nici nu au cancelare acolo, la o sală de clasă, adică trec într-o sală de clasă mai grădință, ca o încăpere de cancelare, dar faptul cum e construită școala nu prea e funcțională, cum e problema. Da, și faptul că am asigurat milionatul public, faptul că am asigurat salariile, faptul că am plătit încălzirea la populație, faptul că am dat ajutoare sociale la termen, încheiem un an destul de bun pe acest, pe acest capitol, ca să zic așa. Ne așteaptă un an 2018 în care va trebui să ne să pășim cu optimism, să pășim cu încredere. Și, bineînțeles, să ne propunem noi obiective. În primul rând, avem asfaltul de la Tămășoaia, grădinița de care povesteam, care va trebui făcută, avem de asfaltat drumuri locale, vorbesc de cele, nu de arterele principale, la Cotonești, Bâlca și Borșan, de cele laterale. Mai avem pe la biserici câte ceva de făcut, avem fundul de făcut. În schimb, așteptăm să vedem cum va fi bugetul. De-abia bugetul, de-abia s-a fost aprobat și este la promulgat la domnul președinte, la domnul Iohannis. Deocamdată nu l-a promulgat, așa că așteptăm cu interes cel de-al 13-lea buget, ca să nu zic, al 13-lea congres, nici al 13-lea buget. Așteptăm să vedem ce ne va oferi bugetul pe 2018, dar cu siguranță nu vom da înapoi în ceea ce privește investițiile și lucrăm asidu la canalizare. Deci acum strângem semnături la cetățeni, în ceea ce privește, avem echipe care se deplasează prin sat pentru a semna că sunt de acord cu canalizarea. Dar atenție, ne deplasăm numai în zonele în care
n-au fost prinse în proiect pentru faptul că proiectul a fost revăzut la o anumită sumă și noi n-am fost de acord, am zis că facem canalizare pentru toată lumea. Mai puțin Tămășoaia, acolo se va găsi o altă soluție. Facem canalizare pentru că e departe. Acolo va trebui ceva cum să spun, local, făcut, o canalizare zonală, sau nu știu cum să mai spun, ca să fie corect. Și acum mergem prin sat pe anumite străzi pe care nu era introdusă apa și am mai introdus-o noi după aia prin extindere și semnează numai aceea, adică să nu vă mirați dacă nu vin cu semnături la dumneavoastră, că nu trebuie. Acolo nu sunteți pe arteriile principale, nu. Mergem numai pe arteriile adiacente, secundare, care nu au fost prinse. Deci mergem în canalizare în continuare, suntem la, în fază de achiziție al terenurilor, al terenului pentru stația de epurare, aici în zona de jos, cum mers pe Balastire, pe partea stângă. Deci facem pași hotărâți în continuare. Și nu în ultimul rând, să știți că mie nu mi-a ieșit din gând chestiunea asta, vreau să marșez pe alimentarea comunei cu gaze naturale. Și măcar să încep eu, dacă nu-i termina eu, vreau să... Asta e un examen greu. E un examen greu, dar la care, greu. La care nu trebuie să ne dăm în lături. Așa, și în care trebuie să luăm taurul de coarne și să începem să facem. Pentru faptul că am să-și motivez de ce. Nu că ar fi un moft al meu ca și primar să intru în istoria comunei. Nu că ar fi un moft al meu la nu știu ce. Din zi în zi vedeți că situația lemnului de foc este foarte acută, sunt foarte puțin. Masa lemnoasă, dacă ați văzut și ministerul, Ministerul Mediului, a spus că nu ajunge. Ministerul Mediului nu ajunge masa lemnoasă, nu că nu ajunge acasă la om, nu ajunge ca și cantitate la oameni. Așa, și de asta e o problemă destul de spinoasă. Ceea ce e destul de grav, haide să nu folosesc cuvântul ăsta, că e prea dur. Nu alocă Uniunea Europeană, cel puțin nu știu eu, pe fonduri pentru aducere cu gaze naturale. Ceea ce înseamnă că va trebui să mergem pe fonduri. Ei consideră mort. Proprii și pe fonduri guvernamentale. Deci eu marșez pe chestiunea asta și eu am marșat de când am venit la primăria Comunei Bucovina. Dacă vreți, vă arăt dosarul. Am un dosar în 2000. Din 2000. În luna noiembrie am ținut licitația de execuție. De execuția proiectului. Bine, că atunci se făceau niște proiecte subțiri. TMUCB-ul a fost. TMUCB-ul, bravo, uitați. TMUCB-ul a fost și acum. Atunci s-a greșit, domnul. TMUCB-ul a fost câștigător și director era pe timpul ăla, dacă mai trăi, nu știu de asta. Este de la... E vorba de Chelaru. Cum Chelaru? Da. Da. Chelaru, unul de neia munii care a fost la Târgu Ocna direct. Așa, nu. Chelaru la TMUCB. Domnule, era timpul lui Bungheț să spun indirect. S-a greșit la primăria Coțofănești. Când a fost primar Bungheț. Am preluat eu și m-am dus cu el până la licitație. La licitație de execuție, atenție, nu de proiectare. Și de execuție. Aia nu mai țin minte și reprezentantul de la Ministerul Industriei. Da, a fost balanța de gază. Sau Covăcescu, da. L-am adus de la gară. Da. A fost balanța orizontală, pe verticală, la și atunci nu s-au alocat banii necesari. Da. S-a pierdut tot. Ulterior, nu am putut să mai obțin niciun fond. Și am ținut licitația la comun și Uricheștiul. Licitația nu s-a ținut, aici am ținut-o la Uricheștiul. Fiind comuna mai mare, ne-am dus acolo ca așa la cel zic. Dar pentru mine este, dar v-am spus, asta e treabă cu bătaie lungă, care va dura. Deci trebuie multe avizii, domnule. Nu e vorba de avizii, e vorba de bani, că aviziile le obține. E vorba de resursa financiară, că țin banii necesari. Domnul primar, mie mi se pare că resursa principală, pentru cunosc subiectul ăsta, e vorba de gaz metan. Dacă ne repartizează, cotă. Ne dă cotă, cu siguranță. Dacă ne dă cotă, hai câteva. Ne dă. Aici e problema numărul 1. Așa am să vă explic și de ce ne dă cotă. Ne dă cotă pentru că nu mai au fabrici și uzine. Și o poezie, mari consumatori de așa. Și noi avem stocate gaze în bâncări, milioane de metri cubi. Bine, chiar dacă importăm de la Ucraina, că și importăm gaze. Și de la Rusia. Ne-ar avantaja, conducta este aproape. Conducta, vă spun exact, eu am fost acolo și pune-mi întrebarea. Noi trebuie să obținem în chestia asta, exact unde are Mihai Vasiliu Via.
Da. Aia era cea mai aproape. Am fost doar la cu oracol. Și treceam pe sub, nu pe sub pot, că nu era bun. Nu-i fain. Pe sub linia ferată, cred că sunt sub tonul. Deci aveam tot, am și acum proiect, doar vi-l arăt pentru... Dar vă spun, era un proiect, ăla nu e în valabil, nu stă în picioare. Acum să fac proiecte, uite așa, trei rânduri de proiecte, uite așa. Atunci aveam un dosar atât. Așa era legislația atunci. Auziți, cred că ar trebui să ne spuneți cam cât e paralel. Asta e un lucru, măcar estimativ. Ce era 25 de mii sau cam așa, 2500 de mii. Nu, nu potrivește banul. Nu. De persoană. Domnul a întrebat cât costă investiția. Investiția? Nu, de branșare. Nu. A branșarea era pe timpul ăla cu 20 de milioane. 20, da. Dar nu se mai poate vezi paraoada. Așa, dar nu. Nu știu, nu putem face. Da, bani, dar nu știu. Un studiu de fezabilitate. Nu în calcul inflația din 2000 și până acum, putem face un calcul la zi. Da, o să vă prezint în prima șansă. Dar n-ar fi lipsit. Eu dosarul ăla și o să... Dar am spus, pentru mine este un lucru care îl văd ca și foarte important. Foarte. Cel puțin acolo ai gazul, ți-ai dat drumul la el când ai vrut, le-ai înveți când ai vrut. Așa, cu lemnele, îți trebuie să trăi gătești ăștia 5 milioane și ăla... Prețurile sunt foarte mari. Adică pentru mine este o prioritate, dar care, la fel de concur, nu spune, doamne, ai promis că bași gazul din tot. Deci, chestie de durată. La legea... În România, 7-8 ani, e parfum. Auziți, la lege pe berea înapoi și nu-i dă bani. E parfum. Da, cu acest fiind zevasus, ambițiile sunt mari. Ceea ce vreau să vă spun, pentru că e ultima ședință în 2017, nu avem să mai facem, mai e mâine în ultima zi. Vreau să vă mulțumesc pentru aportul pe care l-ați avut în 2017, în ceea ce privește implicarea dumneavoastră în activitatea UAD-ului Cotrofănești, modul dumneavoastră de a gândi și a expune interesele comunității și problemele comunității. Intrăm într-un an 2018, încă o dată să spun că vă mulțumesc pentru activitatea în 2017 și nu numai, și din anii anterioare. Intrăm într-un an 2018 în care va trebui să pășim cu încredere, să ne gândim bine la prioritățile care le avem în 2018 pentru comuna, bineînțeles să ne raportăm și în funcție de buget, nu să cerem mai mult decât se poate, dar asta nu înseamnă că nu va trebui să batem și să accesăm, batem la ușile care trebuie să accesăm fonduri europene, guvernamentale, știu eu, și de alte resurse. Și va trebui să pășim într-un an 2018 în care să avem ambiții mari pentru comunitatea pe care o reprezentăm, în frunte cu mine și dumneavoastră. De aceea vreau să vă doresc cu ocazia sărbătorilor de an nou, să vă dea Dumnezeu sănătate în primul rând, să aveți parte de bucurii, să aveți căldură în suflet și în căminile dumneavoastră, să aveți bucuria celor dragi, să fiți împreună, să fim mai toleranți, am spus să fim mai toleranți, să fim mai buni și să dea Dumnezeu să încheiem un an 2018 în care să, la sfârșit de an, să tragem un bilanț, să spunem că uite și bilanțul pe 2018 un bilanț pozitiv. Eu îmi doresc din tot sufletul să fie așa și îmi doresc ca în aceeași formulă completă, mai lipsă vreo, să ne întâlnim și în 2018. Încă o dată, sărbători fericite și la mulți ani. Doamne ajută! Mulțumim și din partea Consiliului Local, domn primar, urăm la mulți ani, un an fericit și putere de muncă la anul ca și... Doamne ajută! Cum ați făcut? Și mulțumim televiziunii care a fost prezentă și a mediatizat.